Sărbătoarea Comunei a debutat în mod inedit în acest an, prin lansarea monografiei localității realizate de unul dintre fiii comunității, scriitor și publicist George Toma Veseliu. În cele peste 900 de pagini, acesta prezintă istoria celor trei sate care alcătuiesc comuna, Adânca, Săcuieni și Gura Ogniței. Este istoria dumneavoastră, este istoria mea, este istoria familiei mele. Din istoriile mici, din istoriile comunelor, orașelor, se văurește marea istorie a poporului român. Iată așadar că George Toma Veseliu a adus o contribuție eminamente extraordinară la această completare a istoriei poporului român cu momente din istoria comunei Gura Ogniței. Gura de la Ognița. Știți că aici a fost domeniul voivodal în urmă cu 300, 400, 500 de ani. Localnicii au primit exemplare gratuite din monografie cu autograful autorului, după care s-au bucurat de un scurt moment artistic prezentat de fiii comunei. Seria manifestărilor cultural-artistice și religioase a continuat cu sfințirea crucii de pe dealul care îi poartă numele. Troița este simbolul păcii din comuna Gura Ogniței. Această troiță este săgeata către Dumnezeu, cu rugăciunile oamenilor care pornesc către Dumnezeu. De evenimentele organizate în localitatea de origine se bucură în egală măsură atât cei mici cât și cei mari. Ne jucăm cu... Ce este aceasta, știți? Da. Cum se numește? Blut. Îți place să lucrezi lucrul? Da. Multă sănătate, un an mult mai frumos și multe dorințe. Ce te-ai îmbrăcat tu așa frumos? Pentru evenimentele care o să se întâmple și o să dansăm, cântăm. Sărbătoriți? Da. Multă, multă sănătate pentru că e mai bună decât toate. Ești în Gura Ogniței, da? Da. Și ești mândră de acest lucru? Da. De ce? Pentru că este o comună foarte frumoasă și plină de minunății. Tu de ce ești mândră că locuiești în Gura Ogniței? Pentru că sunt oameni foarte frumoși aici și cu foarte mult bun simț. Le doresc din tot sufletul la mulți ani, multă, multă sănătate, să aibă pace, liniște, înțelegere și să se bucure de tot ceea ce se poate bucura un om într-un sat, într-o comună din România. Pentru că la Gura Ogniței Sfântul Ilie este sărbătorit într-un mod inedit, acesta va ajunge în localitate pe un cal în flăcări, așa cum îl prezintă istoria creștină. Oamenii se vor bucura de două zile de sărbătoare și nu va lipsi nici mult așteptatul foc de artificii.